Psalmistul spunea, prin îndurarea Ta, Doamne, mă bucur de viață, pot să intru în casa Ta, putem să spunem și noi aceleași lucruri, slăvit să fie Domnul. În această seară continuăm să învățăm din Cartea Sfântă o lecție cu titlul Fericirea fericirii altora. Haideți să cercetăm valoarea de adevăr a cuvintelor Domnului Hristos care a spus: fericii de cei milostivi, că cei vor avea parte de milă. Domnul s-a referit la mila divină, s-a referit și la mila oamenilor, dar toate acestea pleacă de la mila noastră. Vreau să observăm din Cartea Sfântă ce fericiți vom fi atunci când ne silim, când depunem efort ca și alții să fie fericiți. De altfel însăși Dumnezeu este modelul suprem. El este singurul fericit în origine, în mod absolut, și L-a făcut mult, a făcut totul pentru fericirea noastră. Și cu siguranță, în urmă, Tatăl și Fiul vor avea motive să se bucure de ceea ce au produs prin mântuire și fericirea să fie cu atât mai bogată. Noi, ca oameni, avem libertatea de a acționa, fie potrivit legii iubirii de sine, adică a trăi în mod egoist, fie potrivit legii iubirii aproapelui, potrivit sfatului și cerințelor divine. De altfel, asta trebuie să fie diferența între noi, cei care îl cunoaștem pe Dumnezeu, și cei care sunt sub supremația Satanei. Apostolul Pavel surprinde în mod foarte clar în Tit, citim capitolele 3, versetele 1 la 8, diferența dintre cei de afară și cei dinăuntru, dintre ce am fost în trecut și ce trebuie să fim acum dacă suntem mântuiți, născuți din nou. Tit, capitolul 3, citim de la versetul 1. Adu-le aminte să fie supuși stăpânitorilor și dregătorilor, să-i asculte, să fie gata să facă orice lucru bun, să nu vorbească de rău pe nimeni. Deci, bine oriunde, orice, oricând, rău niciodată. Să nu fie gata de ceartă, ci cumpătați, plin de blândețe față de toți oamenii. Că nu eram altă dată fără minte, neascultător, tăciți, robiți de tot felul de pofte și de plăceri, trăind în răutate, în pismă, vredniți să fim urâți și urându-ne unii pe alții, adică nefericindu-ne unii pe alții. Dar când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, și dragostea Lui de oameni, deci când am văzut la Dumnezeu o altă atitudine binevoitoare față de cei din jur, scrie aici de la versetul 8, adevărat este cuvântul acesta și vreau să spun apăsat aceste lucruri, pentru că cei ce au crezut în Dumnezeu să caute să fie cei dintâi în fapte bune. Iată ce este bine și de folos pentru oameni. Amin? Să privim ca și la celelalte lecții, într-o primă parte și mai pe scurt, la partea negativă a lucrurilor. De data aceasta, fericirea, așa cu ghilimele, a nefericirii altora. Sunt oameni în lumea aceasta care cred că ei pot să atingă un standard de fericire nefericind pe alții. Adică făcând rău, disprețuind, înșelând, sub diverse alte forme ale răului, și în felul acesta ei să fie împliniți. Lumea aceasta este plină de competiții. De exemplu, în sport, când o echipă este foarte fericită și își iau jucătorii pe sus și umblă cu cupa în mână, și altă tabără cum este? Nefericit, au pierdut. Fericiți pe seama nefericirii altora. La Dumnezeu nu există așa ceva. În primul rând vreau să observăm că în lumea aceasta sunt diverse forme de înșelăciune prin care oamenii se bucură înșelând pe alții. Citim în Cartea Proverbe, capitolul 20, versetul 14. Rău, rău, zice cumpărătorul, și plecând se fericește.
siguranță că toți ați avut de face cu diferite tranzacții, de la a cumpăra legume până la a cumpăra sau vinde animale sau alte proprietăți. Sunt oameni care se prezintă ca și cei ce te-au favorizat și el este cel înșelat. Spune, rău, ce ai câștigat? Dar el precând și de fapt în interiorul lui știe că a făcut o afacere. El de fapt este fericit știind că te-a nefericit. Profetul Osea condamna asemenea stări din partea Domnului vorbind, citind din capitolul 10 al cărții sale, și lucrurile acestea se pot observa în comerț, adesea. Osea capitolul 12, mai bine, versetul 7 și 8. Efraim este un negustor care are în mână o cumpără mincinoasă. Îi place să înșele. Reține doar înșeală că nu are ce face. Scriptura separă, de exemplu, pe cineva care fură că moare de foame sau fură din pasiune. Și Efraim zice, cu adevărat m-am îmbogățit, am făcut avere și în toată munca mea nu s-ar putea găsi nicio nelegiuire ca să fie un păcat. Aici este o ipocrizie cu atât mai mare. Profetul Mica, un contemporan al lui Osea, scria în cartea sa, capitolul 2, citesc de la versetul 1, vai de cei ce cugetă nelegiuirea și făuresc rele în așterutul lor, când se crapă de ziua, o înfăptuiesc dacă le stă în putere. Dacă poftesc ogoare, pun mâna pe ele, dacă doresc case, le răpesc, asupresc pe om și casa lui, pe om și moștenirea lui. De aceea așa vorbește Domnul, iată, eu am de gând să aduc o nenorocire împotriva acestui leat de oameni, de care nu vă veți feri grumazii și nu veți mai umbla cu capul atât de sus, căci vremurile vor fi rele, adică Dumnezeu a fost nevoit să pedepsească astfel de atitudini. Oameni care își propuneau să înșele pe alții. Mi-am uitat încă o dată de un om din zona noastră a Pusenilor care lucra la achizițiile de animale. Mi-amintesc că oamenii erau siliți oarecum de la primărie să facă un contract pe fiecare an și livrau câte un vițel care ar fi trebuit să aibă vreo 400 de kilograme ca să poată fi încadrat la o categorie unde țăranul să câștige. Și când îl puneai pe cântar, avea ceva sub 400. Dar omul știa că are peste 400, că altfel ar mai ținut o săptămână, două. Dar cântarul înșela cu aproximativ 30-40 de kilograme. Și venea omul acela lângă proprietarul animalului și spunea, auzi, cât îmi dai că bag eu de la mine 20 de kilograme să treacă de 400. Și bietul om dădea încă niște bani. Iată oameni care înșeală și se simt fericiți de nefericirea altora. Să ne păzească Domnul de un asemenea gând. În al doilea rând, tot o bucurie de nefericirea altora, o fericire falsă, e indiferența sau neglijența prin preocupări egoiste, lipsite de grijă pentru cei din jur. Unii sunt fericiți prin indiferență. Nu interesează că altul n-are, că suferă, plânge sau are alte și alte nevoi. Poate una dintre cele mai evidente dovezi în privința aceasta sunt spusele Domnului Hristos din Evanghelia după Matei, capitolul 25. Știți că tot ce facem noi în viața aceasta, într-o zi se va derula în fața noastră, fie pentru răsplătire, fie pentru osândire. Și scrie aici că va zice unora, citesc de la versetul 41, duceți-vă de la mine blestemaților, căci am fost flămând și nu mi-ați dat să mănânc, mi-a fost sete și nu mi-ați dat de băut, am fost străin, nu m-ați primit, dar din moment ce le impută că n-au dat și n-au făcut, înseamnă că ei aveau și cei din jur nu aveau. Și ascultați care a fost răspunsul lor. Doamne, când te-am văzut noi? Oameni indiferenți. Ei sunt fericiți
pe baza nefericirii altora. Nu interesează nevoile celor din jur. Nu se gândesc la alții. Luăm și un exemplu din Cartea Genesa, capitolul 40, să ne amintim de momentul din închisoare când Iosif interpretează visele celor doi slujbași al lui Faraon și îi spune celui ce avea să fie eliberat și repus într-o poziție de cinste, versetul 14, dar adu-ți aminte și de mine când vei fi fericit. Mai marele parnicilor a ajuns să fie fericit, dar nu l-a interesat de nefericirea altuia. Sub acest aspect, Iosif era un nefericit pe nedrept, era în închisoare. Dar în fericirea lui a fost totalmente indiferent și a uitat 2 ani. Să nu te gândești, poate nici chiar la cei din familie, de aceea spune Scriptura că unii sunt mai rei decât niște necredincioși și ei au. Nu înșală pe alții, dar sunt indiferenți, nepăsători. Să ne dea Domnul sensibilitatea și mila aceea care va aduce fericire. Ferice de cei milostivi. Ăștia prezentați în Matei 25 n-au fost milostivi. N-au avut ocazii, nu le-au sesizat. Acele situații în care puteau să facă un bine. Al treilea rând, observăm în umanitate atitudini de rea voință. Acestea sunt mai vinovate, e un rău premeditat. Și se observă prin jignirile care sunt în jur, câte show-uri, câte glume, prin care oamenii se socotesc fericiți când râd de alții, când batjocoresc pe cei din jur. Alții sunt și mai sadici, mai cinici, sunt în stare să se bucure în timp ce îi chinuie pe alții. Și chiar este promovat o astfel de cultură în care fie bat jocura și de aici pleacă, fie crimele comise cu pasiune, călăi voluntare, care îți bat joc de alți oameni. De altfel spune Scriptura în Cartea Genesa că de mult oamenii întocmirile gândurilor din inima lor au îndreptate numai spre rău. Dar iată ce vă citesc din Cartea Proverbe câteva versete referitor la astfel de atitudini de care sper să ne păzim și cum spune Apostolul Pavel, să nu fie pomenit între noi. Proverbe 2:14. Sunt unii care se bucură să facă răul. Mai mult, își pun plăcerea în răutate. Sunt fericiți când au chinuit pe cineva. Tot Proverbe, capitolul 6, versetul 12 în continuare. Omul de nimic, cum nelejuit, umblă cu neadevăr în gură, clipește din ochi, dă din picior, face semne cu degetele, ăsta-i batjocura. Apoi continuă. Răutatea este în inima lui, urzește lucruri rele într-una, stârnește certuri. Ceea ce înseamnă că și-a propus să facă rău. Tot Proverbe, capitolul 30, evidențiază această categorie de oameni. Versetul 14. Este un neam de oameni a căror dinți sunt niște săbii și a căror măsele sunt niște cuțite, ca să mănânce pe cele nenorocite pe pământ și pe cei lipsiți dintre oameni. Și este știut, începând cu dictatori, regimuri totalitare și până la oameni care chiar în sânul familiilor fac rău și sunt satisfăcuți pe moment, dacă asta este numită satisfacție, în timp ce au înșelat, au jignit sau chiar au lovit pe cineva. Este bine cunoscută povestea aceea din antichitate despre un om care își ura vecinul și autoritățile locale l-au chemat și l-au întrebat, ce cadou vrei să-ți facem, dar să știi că vecinului tău îi vom da dublu. Știți ce a cerut omul?
Și a tot făcut calcule, dacă cer o capră lui de două, cer o sumă de bani de dublu. Și a găsit până la urmă. A spus, mie să-mi scoateți un ochi, dar lui să-i scoateți amândoi. Deci sunt oameni care se bucură de nefericirea altora, crezând că în forma asta, de altfel este însă structura gândirii demonice. Să-i lăsăm vorba Domnului când a discutat cu ucenicii despre farisei și să observăm cum putem să fim fericiți în timp ce îi fericim pe alții sau cum putem fi fericiți văzându-i pe alții fericiți. Scrie în Roman, capitolul 12, versetul 15, bucurați-vă cu cei ce se bucură. Dar asta are două aspecte. Să te bucuri de o bucurie pe care n-ai pricinuit-o tu sau să te lupți să-i pricinuiești tu o bucurie și apoi să te bucuri de bucuria care ai făcut-o. În primul rând, notez aici fericirea prin fericirea săracilor, acelor în nevoi. Domnul Hristos a spus că săraci vor fi întotdeauna. Și noi putem să facem foarte ușor fericit pe un sărac, ajutându-l. Și asta va aduce fericire ființelor noastre. În cartea Deuteronom, capitolul 16, citim că Dumnezeu a instituit un sistem prin care îndatora pe evrei să-i ajute pe alții care erau în nevoi, dar aceasta să fie pe o stare de fericire, să nu socotească ajutarea celor nevoi ca un fel de impozit, de pretenție nefondată care să fie considerată ca o pierdere din avutul lor. Nu! Deuteronom 16, citim de la versetul 10. Să prăznuiești sărbătoarea săptămânilor, să aduci darul de bunăvoie după binecuvântarea pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. Să te bucuri înaintea Domnului, în locul acela. Și numără, printre alții, străin, orfan, văduvă. Versetul 15. Domnul te va binecuvânta tot lucrul mâinilor tale, de aceea să fii vesel. Versetul 14. Să te bucuri. Tu, fiul tău, fiica ta, deci mai întâi ai case, apoi și robul, roaba, levitul, străin, orfanul, văduva, și să fii vesel. Să fii vesel văzându-i și pe ei cât de vesel sunt că au și ei. Când tu ai, ai o porție de fericire. Când dai o porție să aibă și alții, ți se mărește și numărul porților tale de fericire. Dacă înțelegem aceasta. Dacă vrem să gustăm fericirea, să trebuie să ne angajăm să dăm partea Domnului. În cartea Maleah este scris că evreii care n-au dat zeciuială și-au pierdut fericirea. Maleah 3, citesc de la versetul 7. Ei întrebau retoric în ce trebuie să ne întoarcem, ca și cum n-ar ști și nu ar fi vreun domeniu la care ei trebuia să se îndrepte. Și Dumnezeu le spune, clar, se cade să înșele un om pe Dumnezeu cum înșelați voi, dar voi întrebați cu ce te-am înșelat, cu zeciuielile și darurile de mâncare. Blestemați, versetul 10, aduceți în casa visteriei zeciuielile și astea erau și pentru necăjiții de care v-am citit din cartea Deuteronom. Apoi, drept urmare, iată fericirea, versetul 11, voi mustra pentru voi pe cel ce mănâncă lăcusta, nu vă va nimici roadele pământului și vița nu va fi neroditoare în câmpiile voastre, zice Domnul. Toate neamurile vă vor numi, vă vor ferici atunci când veți fi o țară plăcută. De ce depindea fericirea acelei țări? De felul în care își dădeau partea lor Domnului și aveau în vedere pe alții să-i facă și ei fericiți. Dumnezeu nu dădea la toți în mod egal cum a dat mana. Dumnezeu a făcut pe unii bogați, pe alții săraci, dar a vrut ca ei să își repartizeze veniturile în așa fel încât să fie toți fericiți. Dar poate cuvântul cel mai bogat în privința aceasta este Psalmul 41. Eu îl numesc acesta Psalmul asigurărilor de viață și a perspectivei eterne.
Începe de altfel ca întreaga carte a psalmelor, dar în psalmul 1 e alt motiv de fericire, aici e fericirea care vorbim în seara asta. Ferice! De cel ce îngrijește e cel sărac. E complicat de ajuns la fericirea asta. Căci în ziua nenorocirii Domnul izbăvește. În asta constă fericirea. Ești asigurat. Dumnezeu îți vine în ajutor. Ai protecție. Domnul păzește, îl ține în viață, el este fericit pe pământ. Nabal, care n-a vrut să ajute, a fost fericit? Da, de unde? Nici la ospăț nu a fost fericit. Vorbea cu răutate. Versetul 3. Domnul sprijinește când este pe patul de suferință. Îi ușurez durerile în toate bolile lui. Sunt avantaje. Mare avantaj. Ești fericit când ai probleme cu oamenii, când ajungi să fii bolnav, când nu știi ce-ți rezervă viața. Cum zice și în Cartea Eclesiastă, împarte-ți pâinea în șapte și chiar în opt, că nu știi ce nenorocire poți da pe pământ. Și binele acesta ce l-ai făcut se întoarce asupra capului tău. Și Dumnezeu te are în vedere. Povestea frații în Ucraina, cazul unui copil rămas orfan în perioada interbelică, care a intrat la un om ca să-l ajute să crape lemne, dar a sărit toporul din coadă, gazda a strigat după el, să-l și bată, nu i-a dat mâncare și a plecat copilașul necăjit pe stradă. Un evreu stătea în ușa magazinului și a spus, băiete, vină încoace, de ce plângi? Până la urmă i-a spus, a dus la soție, a vorbit să-i dea haine, a îngrijit de el o vreme până când s-a putut administra singur. Au venit războiul cu progromurile și evreul ce-l ajutase era cu toată familia arestat și a intrat capul de familie într-un birou, un ofițer tânăr, îi spune, dumneata, ești de acolo, de acolo, ți-amintești de un copil ce l-a ajutat în urmă cu peste 10 ani? Da, mi-amintesc, eu sunt acela. Dă-mi repede pe o listă numele de la toți din neamul tău, eu vă trimit în Israel să nu știe nimeni. Și-au scăpat toți. Că psalmul ăsta se împlinește. În ziua nenorocirii Domnul izbăvește, îl ține în viață. Ferice de noi dacă vom crede aceasta. Să ne amintim din perioada lui David, așa din istorie, fără să mai citim cu detalii, când David a fost într-o vreme critică, când a fugit din fața fiului său Absalom, ies în evidență trei oameni. Șimei, care îl blastămă, Țiba, care a zis că l-ajută, dar l-a înșelat, și Barzilai Galaditu, care l-a ajutat pe toată perioada refugiului său la Mahanaim. S-a încheiat episodul. Șimei vine să ceară iertare, Țiba nu mai știa cum să o scoată curată, și David zice lui Barzilai, acum vreau să-ți răsplătesc. La care îl spune, eu sunt bătrân, liniștit, uite, fă ceva pentru cei mai tineri. Pentru că este o vreme în care ne se oferă ocazia să avem o atitudine de fericire altora sau de nefericire. Și apoi se întoarce roata. Trebuie să știm aceasta. Se spune că un împărat a subjugat pe alții. Știți că în antichitate erau împărați cât primari. Și pe mai mulți i-au pus să în la car, înjugați, înhămați, și el mergea în car și dea cu biciu și unul se tot uita înapoi și a zis, mână, ce te tot uiți înapoi? Vrei să scapi? Ești legat bine, n-ai cum să scapi. Și el a zis, nu la asta mă uit, mă uit la roată, că nu știu cum se face că obezile de deasupra tot ajung de desubt și cele de desubt tot ajung deasupra. Asta poate te gândești și tu care stai în cargă, s-ar putea întoarce roata și la noi. Și se întoarce uneori. Dar dacă atunci când ai fost deasupra, ai știut încotro să învârți roata, o învârți în avantajul tău. Ai învârtit-o în partea care nu trebuie, este dezavantajul tău. O a doua formă, stare de fericire prin fericirea altora. Fericirea mediului de viață, a oamenilor din jur, în zona de responsabilitate, de contact, prin slujire, nu doar prin ajuta material, prin bunăvoință, prin serviabilitatea noastră, prin amabilitate, prin a rezolva o cerere a cuiva,
A fi un om cu suflet nobil în jur, a face ceva pentru oameni. Sunt unii pe care nu poți să-i ajuți. Problema lor este poate prea mare, nu-i de competența ta. Dar bunăvoința aceea îi face cel puțin să se simtă bine pentru un timp sau să se simtă mângâiați, ajutați, că cineva a vrut să le facă un bine. Aici vă dau ca exemplu Exod capitolul 18, unde ne este prezentat Moise care de dimineața până seara slujea pentru binele poporului, până la epuizare, dar capacitatea lui era foarte mare și la bătrâneți era foarte energic, înțelept. Vine socrul lui și când vede cum se epuizează pentru oameni, îi dă un sfat să-i organizeze, să își facă timp și de viața de familie, că i-a adusese pe Sefora, am putea spune, și scrie aici în versetul 23, dacă vei face lucrul acesta și dacă Dumnezeu îți va porunci așa, vei putea face față lucrurilor și tot poporul acesta va ajunge fericit la locul lui. Deci din felul în care te organizezi, cu amabilitate, dar în același timp cu înțelepciune, poți să-i faci pe oameni fericiți. Cu siguranță vi s-a întâmplat să stați undeva la un ghișeu și să fie cineva serviabil sau să întâlniți pe cineva care ar vrea să vă fugărească de acolo și nu-i pasă, că poate mai 5 minute, trebuie să-ți dea doar o informație și spune că vorbește cu tine după pauza de masă, te trimite de la unul la altul, oricum la noi e destulă birocrație, indiferent. Și te bucuri când vezi pe un funcționar public care cu amabilitate te ajută, poate o femeie în vârstă, nu știe, sau cineva neinițiat, s-au schimbat niște legi și ce bine când cineva poate să te ajute. Aici ne amintim și de cuvintele Domnului Hristos care spunea, Matei capitolul 5, versetul 5 și versetul 9, ferici de cei blânzi că cei vor moșteni pământul. Și scris, blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii, că blândețea se vede în jur. Versetul 9, ferici de cei împăciuitori, să nu-i lași pe alții supărați, să-i împaci, să nu spui treaba voastră, sparge-vi scapul. Ce mă interesează pe mine? Aceștia împăciuitori vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Se spune că o mamă și-a învățat copiii să facă bine, să fie atenți la cei din jur dacă nu cumva au ceva probleme și să-i ajute. Știți că și eu povestește că din copilărie a fost atent cu cei necăjiți, de asemenea cu cei triști. Și când se întorc copiii într-o zi, unii la școală, cel mai mic la grădiniță, unul zice, mama, eu astăzi am dat din pachetelul meu de mâncare la un coleg, e mai sărac și azi nu i-a pus mama pachetel. Altul zice, eu am lăsat o femeie în vârstă să stea pe scaunul meu în mijlocul de transport în comun, era mai încolo și am strigat-o. Și cel mic zice, eu... Și era unul de la grupa mică, plângea. Și m-am dus lângă el și am întrebat și nu știu să-mi spună și am plâns și eu. Că și ăsta era numai la grupa mijlocie. Zice, mama, gata, pe astăzi tu ai premiul întâi. Că tu n-ai putut să asisti la nefericirea unuia. Și ai vrut să iei parte la starea aceea lui. Asta înseamnă să te bucuri cu cei ce se bucură, să plângi cu cei ce plâng, să nu fii indiferent față de mediul în care trăiești. Aici vă mai dau un exemplu din cartea profetului Ieremia, capitolul 22. E comparată atitudinea unui tată în vremea când era rege și respectiva unui fiu al său. Tata a fost bun, fiul nu. Ieremia 22, versetele 15 și 16. Întreabă profetul, împărat ești oare de te întreci în cedri, adică în lux? Nu mânca tatăl tău și nu bea și el, și-a permis și el ca rege. Și totuși el făcea dreptate și judecată și era fericit. Judeca pricina săracului, acelui lipsit și era fericit. Observați, de două ori menționează. Fiindcă împăratul nu s-a gândit numai la el și a avut în vedere pe cei din jur, a obținut o stare de fericire. Și continuă profetul spunând, nu înseamnă lucrul acesta a mă cunoaște, zice Domnul. Ba da, ca să n-ajungi la ce am citit din Matei 25, partea finală, să te spună Domnul ziua aceea, tu n-ai observat când alții erau nefericiți în jurul tău.
Nu ai încercat să te duci, să-i ajuți, cel puțin să-i vizitezi. Să ne deschidă Domnul ochii, să vedem astfel de ocazii. Și cum a întrebat odată un împărat pe profetul Elisei, când a avut ocazia, să-i măcelărezi, părinte? O, nu-i măcelării. Obișnuiești așa? O, nu, dă-le să mănânci. Ai ocazia să îi fericești. De ce să te bucuri de nefericirea lor? Dacă i-ar fi măcelărit, câte văduve și câți orfani ar fi rămas? Și împăratul pe moment ar putea să se considere fericit, ce victorie am obținut. Dar profetul i-a dat din partea Domnului un alt sfat. Aș mai aminti aici încă un fel de fericire, fericirea mișlocirilor și a privirilor pozitive prin credință. Un optimism al credinței. Atunci când vezi că în jur nu este fericire, nu poți pe moment să faci mare lucru, să dorești, să te lupți, măcar pentru viitor să faci ceva. Au fost oameni, îmi vin în minte, de exemplu, în Anglia a fost un bărbat care s-a luptat pentru abolirea comerțului cu sclavi. A fost o luptă de zeci de ani. Și în America au fost asemenea eforturi depuse de oameni, de bărbați și femei de seamă, care s-au luptat, alții s-au luptat în India, de exemplu, pentru a nu fi îngropate femeile alături de bărbații lor. Și de-abia la bătrânețe și-au văzut visul împlinit, a fost o luptă să conștientizeze masele de oameni de nefericirea care produceau acele obiceiuri. Iar noi ca și credincioși trebuie să fim marcați de această dorință de bine. Spune Scriptura în Psalmul 106, citesc versetele 4 și 5, adu-ți aminte, asta înseamnă rugăciune de mine, Doamne, în bunăvoința Ta pentru poporul Tău, adu-ți aminte de mine și dă-i ajutorul Tău. Observați sensul rugăciunii. Adică, Doamne, adu-ți aminte de mine, dar ajutorul dărilor lor, fericirea altora. Ca să văd fericirea aleșilor Tăi și să mă bucur de bucuria poporului Tău și să mă laud cu moștenirea Ta. Doamne, vreau să văd poporul acesta fericit și se ruga pentru aceasta. Tot în această idee citim și în Psalmul 122, o dorință a lui David, acel bun păstor de oi și de oameni. Citim de la versetul 6, rugați-vă pentru pacea Ierusalimului, cei ce te iubesc să se bucure de odihnă, pacea să fie între zidurile tale, liniștea în casele tale domnești. Din pricina fraților și prietenilor mei doresc pacea în sânul tău, din pricina casei Domnului Dumnezeul nostru, fac urări pentru fericirea ta. Aici dacă mă înțelege noi că la nivel de adunare, dacă vedem vreo stare neplăcută, dacă ceva nu este în acord cu fericirea comună, dacă nu putem face ceva pe moment, trebuie să ne luptăm pe viitor cu rugăciune. Doamne, fă ca în adunarea noastră să domnească armonia. Oamenii când vin să se simtă bine, să se întâlnească de fiecare dată cu drag, să se bucure când predică unul, când unul e binecuvântat, când e o nuntă a unei familii. Asta își doreau astfel de oameni, fericirea celorlalți. Asta înseamnă de fapt să iubești. Dragostea nu se bucură de nelegire. Se bucură de adevăr, crede totul, suferă totul, nădăjduiește tot. Asta înseamnă mai mult decât să faci servicii, să-ți împarți hrana pentru averea, pentru hrana săracilor. Înseamnă o atitudine permanentă de a dori fericirea, că Dumnezeu nu notează ca faptă bună să dai la unul să urăși pe altul. Dumnezeu vrea ca să poți ferici întreg mediu, să te bucuri de ceea ce au cei din jur. Se spune că lângă un om cu o mașină luxoasă s-a oprit un copilaș, se uita la mașină și acesta l-a întrebat, ce dorești? Și a zis, ce mașină frumoasă, știți că băieții știu să admire mașinile, mărcile de mașini. Și da, scump ați cumpărat-o? Și omul avea ce să ascundă, un copil zice, am un frate foarte bogat, mi-a făcut-o cadou. Și copilașul zice, ai, dacă aș fi și eu bogat. Dar ce-i face dacă ai fi bogat? Ce am un frățior care e handicapat, i-aș cumpăra o mașinuță cu telecomandă.
Și stă omul în loc și zice, băi, eu m-am gândit că, zice, dacă ar avea el un frate bogat, să capete el. Și uite, se gândește să dea la altul. Acesta este un gând al fericirii altora. Să poți să ajuți pe altul, să îmbunătățești mediul de viață din jurul tău. Doamne, ajută-ne! Vreau în final să vă dau un exemplu din cartea Estera, în persoana lui Mardoheu, care s-a evidențiat prin dorința de fericire altora și a ajuns și el fericit, mai târziu. A fost doritor să-i vadă fericiți pe cei care aveau condiții bune, spune Scriptura în cartea Estera, capitolul 2, că în răutate, doi angajați ai curții regale au vrut să atenteze la viața împăratului. În supărare. Oameni care nu-l puteau vedea pe împărat fericit. Mardoheu a luat cunoștință, scrie versetul 22, a dat de știre și pericolul a fost îndepărtat. N-a fost răsplătit pentru aceasta. Tot din capitolul 2 înțelegem că s-a luptat pentru fericirea altora ca înfiat-o pe Estera, asta rămăsese orfană. E drept că erau rudenii, dar poate mai aveau și alte rudenii, nu știu. Dar se evidențiază Mardoheu prin lupta sa pentru fericirea poporului evreu. Scrie în capitolul 10 din Estera, drept o concluzie acestei scrieri, 10:3, căci iudeul Mardoheu era cel dintâi după împăratul Ahasverosh, el era cuvaz între iudei și iubit de mulțimea fraților săi, căci a căutat binele poporului său și a vorbit pentru fericirea întregului său neam. Să înseamnă să ai inimă mare și să te bucuri de fericirea altora. Și el a ajuns să fie fericit. Scrie aici în 8:15-16, Mardoheu a ieșit de la împărat cu o haină împărătească, albastră și albă și cu o mare crună de aur și cu o mantie de insubțire și de purpură. Cetatea sus a strigat și se bucura. Printre idei nu era decât fericire și bucurie, veselie și slavă. De unde a ta fericire? De la Dumnezeu prin Mardoheu. Da, un om care a vrut să-i facă pe alții fericiți. Să ne ajute și Domnul, adică ne ajute și pe noi să putem face fericiți pe alții. O să aibă Dumnezeu în vedere să fim și noi fericiți. Și nu-i greu să-i fericim pe alții. Să-i ajutăm, să fim binevoitori, să dorim binele lor, să ne rugăm ca Dumnezeu să-i ajute, să-i binecuvinteze, să-i păzească, să-i ocrotească. Încheiem și lecția aceasta cu cuvântul spus de Apostolul Pavel și pe care l-a învățat de la Domnul Hristos, Fapte, capitolul 20, versetul 30 și 5. El vorbește despre exemplu său și în toate privințele v-am dat o pildă și v-am arătat că lucrând astfel trebuie să ajutați pe cei slabi, să vă aduceți minte de cuvintele Domnului Iisus care însuși a zis, subliniați în mintea dumneavoastră, este mai ferice să dai decât să primești. Eu am o vorbă, spun că unii încă n-au ajuns la fericirea asta. Ei își tot doresc pe cealaltă, e ferice și să primești. Dar e mai ferice să dai. Diferența este semnificativă. Să aștepți să fii fericit să primești, poate că vei fi. Dar poți să o iei înainte în așteptarea acestei fericiri, făcând bine la alții, dând, ajutând, întinzându-ți mâna sau un cuvânt de bunăvoință măcar. Pentru apostol era aceasta o prioritate, când s-a dus Pavel la Ierusalim, scrie în Galateni 2:10 că nu i-au corectat doctrina sub nicio formă, de altfel o primiseră tot de la Domnul. Dar scrie în acolo, i-au spus numai să-și aducă aminte de cei săraci, adică să nu uite și să-i fericească pe alții. Și nota el, așa am și căutat să fac. În fond, în concluzie, fiecare își alege atitudinea pe care o va avea față de aproapele lui. Îl va ferici sau îl va neferici. Dar să știți cu ce măsură măsurați, cu aceea
vi se va măsura, ba încă, spunea Domnul, există și supliment. Se va turna pe deasupra ceva. Astea sunt cuvinte spuse Domnul Hristos, și că e mai ferice să dai decât să primești, și dreptatea divină. Cu ce măsură ai măsurat, cu aceea ți se va măsura, spunea Domnul în continuare acolo în Evanghelia după Luca, capitolul 6, de la versetul 38, dați și vi se va da. Ba încă vi se va turna în sân o măsură bună, îndesată, clătinată, care se va vărsa pe deasupra. Vreți pe deasupra? Apucați-vă. Măsurați cu măsura ce o aveți, ca să folosească Dumnezeu apoi măsura Lui mai mare, mai bogată. Și tot aici aș mai aminti câteva versete din Proverbe 14 cu 21, sunt ca niște însemnări frumoase care merită ținute minte și practicate. 4 cu 21, e vorba de cele două atitudini, noi alegem una sau alta. Cine disprețește pe aproapele său face un păcat. Pentru că v-am spus, a fi indiferent sau al disprețui, înseamnă să te bucuri de nefericirea lui și să nu vrei să-l fericești. Dar ferice de cine are milă de cei nenorociți, tot de aici 31. Cine asuprește pe sărac, bazocorește pe ziditorul său, dar cine are milă de cel lipsit, cinstește pe ziditorul său. Și 17 cu 5, cine își bate joc de sărac, își bate joc de cel ce l-a făcut. Și vine măsura. Și cine se bucură de o nenorocire, nu va rămâne nepedepsit. Deci interzis cu desăvârșire să savurezi nefericirea cuiva. Dar este recomandat cu toată puterea să te lupți pentru fericirea celor din jur. Așadar, să vă dea Domnul fericirea prin fericirea altora. Amin.